Încet, încet, întunericul a început a se risipi și ea s-a arătat din ceață. Când și-a revenit, femeia, gemând, a deschis ochii. Doamne, sunt vie! Ea a încercat să se miște și s-a dezlănțuit într-un urlet de durere. Capul îi exploda, corpul o durea într-atât de parcă a fost călcată de o rolă de oțel. Glezna îi era în flăcări. Femeia s-a chinuit, dar s-a ridicat, încercând să descheie bluza ruptă la piept și cu frică s-a uitat în sus. Ea zăcea pe fundul unei gropi, unei râpe înalte, crescută cu iarbă și tufăriș scund. Acolo, undeva sus, se auzea o autostradă destul de aglomerată. Dar cum să iasă de aici și să ceară ajutor? Așezându-se în genunchi, ea încet a început să se drască în sus, apucându-se de rădăcinile plantelor și rupându-și unghiile cu manicură scumpă. Viața ei era ruptă, la fel ca și acele unghii lungi cu un frânci ros perfect. Și când te gândești că până ieri Elena o ducea foarte bine, frumoasă și independentă, la ei săi 50 și ceva de ani, femeia preda engleză la o universitate prestigioasă. Plătea credit pentru un apartament nou pe care l-a cumpărat recent și visa să-și cumpere un motan. Acum totul s-a dus dracului. Singură sunt vinovată, proastă bătrână, nu te-a învățat viața minte deloc. Clătinându-se, femeia a călcat pe fâșia de beton a drumului și a aruncat febril mâna în aer. Ea tremura cu tot corpul chinuit când, alături de ea, a frânat brusc o mașină de ocazie. Acasă, sub jetul fierbinte a dușului, Elena și-a dat voie să plângă. Doamne, de ce se întâmplă toate astea cu mine? Sergio nu i-a plăcut din prima. El se deosebea de toți ceilalți studenți prin un rânjet disprețuitor care îi rătăcea mereu pe buze. Prin atitudinea ignorantă față de colegi și prin grosolănie deschisă în comunicarea cu profesorii. Ea mereu încerca să-l pună la locul lui. Dar că odată, cineva dintre colegi a avertizat-o că tatăl acestui student deține o funcție înaltă, așa că Elena n-ar trebui să arunce lemne pe foc. Doamna profesoară de atunci a încetat să-l mai învețe minte, dar se pare că el deja a reușit să prindă ciudă pe ea. Și iată că ieri, sub pretextul de zi de naștere care va fi sărbătorită de întregul grup de an, a fost chemată într-o cabană în pădure. Femeia s-a trezit în mijlocul cabanei, fără nimeni altcineva în jur, decât 5 băieți, dar era prea târziu. Ușa după ea s-a închis și a început iadul. S-au folosit de ea câteva ore, aducând la viață toate fanteziile lor bolnave, fără să atragă atenție la lacrimi și la rugămintea din partea ei. Fiecare dintre tineri s-a marcat stingând țigara pe piciorul femeii. Așa încât acum, glezna ei era înconjurată de o brățară din arsuri. Când au opusit să-și mai bată joc de ea, au aruncat-o din mașina care pleca înapoi spre oraș, în plină viteză. Doamna Elena și-a văzut reflecția în oglindă și a început să plângă. Nici măcar nu poate să scrie o plângere la poliție pe ticăloșii ăia. Familiile lor sunt mult prea influente în oraș. Și cum să se întoarcă la muncă după asta? Cum să se uite în ochii nesimțitului de Sergiu, să-i suporte toate agresiunile verbale? Femeia și-a acoperit capul cu plapuma și a petrecut restul nopții plângând, fără să închidă un ochi. A doua zi nu i-a dus nicio ușurare. Elena stătea înfășurată în plapumă, se uita într-un singur punct, îngropându-și capul în propria durere. Zilele treceau una după alta, una după alta, iar ea nici de cum nu putea să găsească putere să meargă să-și ia documentele de la fostul loc de muncă. Când a venit timpul să depună banii în bancă pentru creditul apartamentului, deodată s-a trezit. Femeia și-a dat seama că, indiferent de orice, viața nu s-a terminat. Adunând toți banii pe care îi păstra pentru zile negre, a făcut un transfer bancar și s-a gândit la viitor.
Cu profesia ei, de fapt, e greu să rămâi fără un loc de muncă, dar să mai meargă să lucreze în echipă e puțin probabil. Elena se simțea profanată. Chiar dacă durerea fizică i-a trecut undeva în 2 săptămâni, rănile sufletești nici de cum nu se lăsau vindecării, mai ales că despre cele întâmplate, cu sinceritate îi amintesc cicatricile roz, rămase după arsurile de pe gleznă. Ea a îmbrăcat niște blugi lungi care ascundeau eticheta rușinoasă. Îi părea rău, dar pentru roche și fuste în viața ei nu mai exista loc. Probabil că aspectul fizic și hainele pe care le alegea, foarte modeste și simple, enervau sau deranjau angajatorii. În ciuda experienței pe care o are în această profesie, rând după rând, toți îi refuzau în angajare. Așa era și în acea zi. Ieșuând la un alt interviu, femeia se plimba supărată prin centrul orașului. Dispoziția ei nu se potrivea deloc cu timpul de afară. Era soare și cald. Totul s-a schimbat când a auzit o melodie blândă dintr-un film vechi. Inima ei s-a topit în nostalgie și, fără să observe, a înțepenit în fața violonistului care cânta pe stradă. Câtă vreme a stat așa uitând de timp, nu știe nimeni. Revenindu-și, a căutat prin buzunare niște bani, dar că nu a găsit bancnota potrivită. Avea de gând să plece, dar și-a amintit că avea cu ea ciocolata preferată. Zâmbind genant, doamna Elena s-a plecat, a pus ciocolata peste bani și a înghețat. Muzicianul s-a oprit din cântat și i-a atins ușor mâna. Doamnă, vă rog să nu-mi refuzați în a împărți cu mine darul dumneavoastră. Mai apoi, cei doi stăteau pe o bancă, servind o cafea fierbinte cu ciocolata pe care doamna Elena i-a dat-o violonistului. Vorbeau. Mai bine spus, vorbea doamna Elena, povestea despre problemele cu căutarea locului de muncă, iar muzicianul, numele căruia era Vladislav, asculta cu atenție cu capul aplecat și empatiza cu ea. Și-a dat seama că această femeie frumoasă, dar absolut pierdută, ascunde o durere uriașă în sufletul ei. Însă nu poate vorbi despre asta și nici el nu o întreba. Simțea cu toată făptura lui că asta e femeia lui. A făcut totul pentru a nu o pierde în această lume mare. Din acea zi s-au împrietenit. Ea a devenit fana și ascultătoarea lui înrăită, mai ales că el cânta minunat și asta nu-i de mirare. Înainte de traumă, era prima vioară în orchestra locală din oraș. De obicei, Elena l-aștepta pe violonistul său pe banca care deja devenise al lor. Apoi, el o ducea la cină într-un mic restaurant. După asta, perechea mergea acasă la doamna Elena. Stăteau la cafea și la conversații confortabile de seară, care, nu rar, se transformau într-un mic dejun delicios. Într-o zi, în timpul cinei lor tradiționale, femeia i-a și văzut. 5 tineri de bani cata aduceau omagiu unei fripturi suculente. Discutând totul și despre toate cu voce tare, într-o manieră grosolană, caracteristică lor. Pe cuplul ascuns într-un colț, ei nu-l vedeau. Discutau cu voce tare fetele de la masa de alături, care luau cina. Bietele fete au fost nevoite să plece în grabă, acompaniate de râsetele, urletele și fluieratul tinerilor disperați. Doamna Elena strângea furioasă pumnii sub masă. Într-un moment dat, ea a chemat chelnerul și l-a întrebat despre compania zgomotoasă. S-a dovedit că sunt clienții fideli ai restaurantului. De obicei vin aici în fiecare miercuri, când bucătarul pregătește friptură din vită japoneză. Planul i-a apărut în minte de la sine. A decis să se răzbune și a început pregătirile cu înflăcărare, doar că s-a întâmplat ceva straniu. Într-o dimineață, doamna Elena și-a pierdut cunoștința de la o amețeală bruscă și severă. Neștiind care e cauza acestei stări, a apelat un medic pe care îl cunoștea. Deja peste o oră stătea la clinică, așteptând rezultatele analizelor. Care era surprinderea ei când medicul a anunțat-o despre faptul că este însărcinată? Ce faci, drăguțo? Vei păstra copilul? A întrebat-o el, frecându-și bărbia. Ea are peste 50 de ani. Sarcina la această vârstă este cam periculoasă. Elena
Gândindu-se la ale sale, a izbucnit în plâns și a fugit acasă. Acolo, în liniștea salvatoare, s-a lăsat dusă de reflecțiile îndurerate. Ea-și dorea cu adevărat un copil, doar că în căsătoria scurtă din tinerețe n-a reușit să rămână însărcinată și apoi și-a făcut carieră, nu avea timp de copii. Doar că această sarcină, cu mare probabilitate, era urmarea acelei nopți de coșmar, în care ticăloșii de bani gata și-au bătut joc de ea. Oare o să poată ea accepta acest copil? Femeia n-a închis un ochi toată noaptea, apoi a înțeles clar. Copilul nu este de vină. Ea va încerca să-i dăruiască o viață decentă, doar că va trebui să se despartă de Vladislav. Și să găsească puteri pentru a-i mărturisi despre tragedie, nu avea cum. În acea seară, pentru prima oară, ea nu a venit la locul lor. Vlad a sunat-o, a venit la ușa ei. A bătut multă vreme, dar degeaba, nimeni nu a deschis. Doamna Elena l-a șters complet din viața ei și s-a apucat să pună în acțiune planul de răzbunare. Iată a și venit ziua cea mare. În restaurant a intrat o călugăriță îmbrăcată foarte modest. Fără multă bătaie de cap, acel costum de carnaval l-a comandat de pe un site chinezesc. Sutana neagră și lungă, la fel ca și eșarfa, îi ascundeau jumătate de față. Dacă n-ar fi fost machiajul strident, putea fi încurcată ușor cu una dintre slujitoarele unui lăcaș sfânt. Femeia a ales o masă fix în spatele tinerilor nenorociți care deja s-au adunat acolo. Ea a comandat o salată. Desigur că așa personaj interesant nu putea să-i lase indiferenți și n-avea cum să scape de atenția nepoliticoasă a lor. Literalmente, peste câteva minute, au început glumele murdare în adresa ei. Ei se așteptau la un val de indignare, dar călugărița doar a rânjit cu buzele roșii ca de sânge. Ca un magician profesionist, aceasta a scos din geantă o sticlă de whisky și s-a apropiat de masa lor. Ei, bine băieți, văd că știți cum trebuie să tratați o femeie. A pus băutura scumpă în centru și a zis: poate bem pentru cunoștință? Pentru o secundă, tinerii uluiți s-au blocat și în aer a stat o liniște mortală. Apoi, simțind apropierea unei nopți fierbinți, au aplaudat aprobator, împingând spre femeie scaunul liber. Evident că ei n-au recunoscut-o. Paharele largi s-au umplut rapid cu lichidul auriu și Sergiu chiar a rostit un toast. Pentru femei accesibile în orice ținută! Doamna Elena s-a uitat atent la fiecare dintre ei și unul ca unul au înghițit cu poftă băutura scumpă. Femeia și-a ascuns zâmbetul și a umplut din nou paharele. Între primul și al doilea, pauza e mică. Ea a trebuit să se grăbească ca ei să nu-i vadă paharul plin. Înfierbântați de alcool, ei au dat peste cap următorul pahar. Atunci, ea și-a încrucișat picioarele și a ridicat sutana până la coapse. În sfârșit, am reușit să mă răzbun pe voi, nenorociților! Ea le-a arătat cicatricile roz de pe gleznă și încet a scos de pe cap eșarfa neagră. La masă s-a făcut liniște. Ei se uitau la cicatricea pe care o lăsau tuturor victimilor sale și apoi s-au uitat unii la alții speriați. Veți muri cu o moarte lungă și dureroasă. Whisky-ul e otrăvit. Doamna Elena a scos telefonul. Însă, dacă cineva dintre voi va decide să mărturisească cele făcute, vă voi da antidotul. Frica de pe fața lor era și mai stridentă. Doi dintre ei s-au îndoit în jumătate de la durere din abdomen și restul au înțeles că doamna nu glumește. Întrerupându-se unul pe celălalt, cei cinci nenorociți au început să se căiască între ei. Mai bine la închisoare decât la 2 metri sub pământ. Doamna Elena filma cu sânge rece totul pe telefon. Atrași zgomotul neobișnuit, oaspeții restaurantului au început și ei să filmeze tot ce se întâmplă. Nu în fiecare zi violatorii cer iertare de la victimă. Ei aproape că stăteau în genunchi cerând antidotul, dar femeia doar a râs. Laxativul ăsta e foarte puternic. La toaletă marș? N-a trebuit să repete de două ori.
și toți s-au repezit la baie. Iar doamna Elena, râzând, se îndrepta spre ieșire. În tot restaurantul sunt doar două cabine la toaletă. Interesant, cum le vor împărți? A doua zi, toate canalele de știri literalmente strigau despre videoul criminal postat pe internet. Autoritățile competente vorbeau despre cazul penal pornit în această vedere. Părinții celor cinci tăceau, părăsind unii după alții posturile înalte. Seara, la ușa ei a bătut Vlad. Ea a deschis. El are dreptul să cunoască adevărul. Peste 8 luni, tinerii părinți duceau acasă mica lor comoară. O fetiță frumoasă, născută la timp și sănătoasă. Doamna Elena flutura fericită cu rezultatul testului ADN. Tatăl copilului era iubitul ei. Iar Vlad făcea cu mâna, ascunzând sub mustăți zâmbetul mulțumit. El o iubește foarte mult pe ea și ar fi acceptat copilul oricare n-ar fi fost rezultatul testului. Ei s-au căsătorit și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Prieteni, scrieți-ne și nouă în comentarii ce părere aveți despre răzbunarea Elenei. V-a plăcut planul ei? Și nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe.